Și Dalea, și Dalea cum e și România. În România unde ai fost cel mai România mult? unde ai fost cel mai mult? Adică. Unde ai fost? Unde ai fost? Unde ai fost? Unde ai fost? La femei, frate, cel La mai femei, mult. frate, cel mai mult. Noroc. Ce faci, nene? Ce faci, nene? Cât să le mă faci, nene? Ai 30 de ani? Am 25. 25. Eu am 35, ai dreptate. Mulți înainte. Mulți de unde ești, nene? Unde ești pătir? Ești pătir? Mă, mă, mă joc, pierd, dar mă, gen, am un joc, e un track simulator de la căști. Și mă joc, gen, mă joc și eu. Ce acum? Bă, tu ai un tic? Ai vreun tic? Am, gen, am sindromul Turet. Ah, asta că e bine. Acum, da, nu e bine. Nu e bine. Nu e bine, dar e bine că te menții, adică... Da, nu am, îl țin în frău, gen. Ia zi, da, tu acum unde ești? Ești în tir? Am fost în Constanța. Da, pe și unde te duci? Pe și unde te duci? În car mâine și plec în Grecia. La greci? La greci? Aha. Mama, acolo e... E forță. Forță. Am auzit că iau litoral frumos. N-am fost niciodată, am fost la Bulgariu. E înconjurat, frate, numai de insule, de plaje, de... Da. Marea Neagră am văzut acolo, cu Mediteran, cu Udăia. E țara... E țara turistică. Unde ai fost mai departe? Unde ai fost cel mai departe? În Grecia. A, nu faci curse lungi de astea, nu? Păi, ce, Grecia nu e lungă, am 2000 de kilometri până la Atena. Păi nu e mult. E greu să te faci tiriz ăsta? Păi nu e greu nimic în viață, dacă vrei și ai ambiție. De la cât timp ești tiriz? De la cât timp ești tiriz? De 11 ani. De 11 ani? De 11 ani. Mult? Mult. Ai copii? Ai copii? N-am, frate, n-am reușit. Și de ce? Ești tiriz și de-aia, nene, nu stai acasă mult, nu? E greu cu aerul, prea m-am ținut de femei. Dar te duci la femei acolo când pleci pe drumuri? Depinde ce îți place, mă, dar nu prea mă duc la ele, că nu mă... Când ne văd că vor bani și au figuri în cap, nu mă... Păi am cât, așa, că câți bani dai la odasta? Păi depinde ce preț cere ele, eu știu acum. Păi câte, pe un... 50 de lei, 100 de lei, eu știu ce păi dracu. Păi nu la români, ce, frate, la... Greci, la țațichi acolo, le dai cu țațichi. La greci nu e, la greci nu găsești, n-are așa ceva, decât în Bulgaria mai baga bani. N-au grecii? N-au grecii prostituate? Nu, eu n-am văzut în Grecia, o prostituată n-am văzut. O fi dată de lux, o arde pe-n cluburi, o arde în alte, dar așa pe drumul, pe șosea nu e. Nu cred. Nici eu n-am crezut până n-am văzut. A fost toată Grecia, a fost spre patra. Sunt șmechere alea? La Bulgaria ca România, e la fel. Adică? Adică unde-s parcări, unde-i centuri, unde-i de-astea, sunt femei, cum ești la noi în România și... Stau femeile și fac. Fac și așteaptă care vor să oprească la ele. Și oprește lumea acolo, frate? Păi doar să știu, frate, să cred că stau lângă ea, să urmăresc. Păi nu știu, dar ai văzut... Din moment ce e acolo înseamnă că știe ele ceva. Dar ai văzut oameni opriți? Păi mai opresc câte unii. Îți mai scumpe alea în Bulgaria acolo? Nu, e ca tot ca România ei. Dar plătești în lei acolo când... Na, la ele sau gen? Care știe mersul și cunoaște banii, primește orice și levada lor și euro și a, adică lei. Și dacă îi dai și lei, și n-are nicio treabă. Dar să știe în banii care se cere ea, în leva se evalueze, să știe. Aia asta zic, nu sunt mai frumoase sau astea ca român, ce lei? E la fel. Și Dalea, și Dalea cum e și România. În România unde ai fost cel mai mult? Adică. Unde ai fost? Unde ai fost? Unde ai fost? La femei, frate, cel mai mult. Nu prea mă duc, frate, la femei. Nu prea te duci? Nu prea te duci? Pe partea aia, spre Deva, acolo e mai frumoasă, așa, spre Arad. Puștoaice, Dalea, acolo, am văzut și la unul. E, 18 ani, 19 ani. Bune alea. Păi și dacă mă fac și o tiriză asta, ce trebuie să fac, frate? Ți-mi iau carnetul? Ți-ai carnetul, atestate. Și? Scăzi card. Și? Da, dacă ai, zici că ai sindromul ăsta, nu că te primești. Păi de ce? Păi mă, frate, că sunt normal. Adică să fii apt medical, din toate punctele de vedere, nu trebuie să ai nicio...
Păi problemă. Nu, frate, că gen, eu am tatuaje automușchi, gen, sunt dezvoltat, am doar că de mic am. M-am scăpat mama în cap. Nu contează, mă, că te-a scăpat, nu te-a scăpat, dar dacă ai ceva în regulă, ei spun că poate să degenereze simptoma ta și să nu faci probleme în trafic. Păi nu, frate, că eu am de la, de la A1, de la mașină. Mă plimb cu scooter. Ai încercat să dai DB-ul? A? DB-ul ai încercat să dai? Da. Și? L-am picat. Da, ai voie să dai. De 8 ori, da. Mai insist, poate dai. Și dacă îl iau, poți să conduc tir? Nu. Dar ce trebuie? Categorie, frate, pe categorie. Pe ce categorie e? Păi trebuie să ai B în primul rând, C-ul și eu. Păi de ce atâtea? Păi dacă așa ai legile, pe tu nu știu unde trăi tu până acum, dacă nu te-ai documentat. Păi bă, frate, dacă cu B-ul conduci o mașină, dacă cu C-ul conduci un tir, cu D-ul ce conduci? Autocare, autobuze. Păi nu vreau, eu vreau pe tir. Păi îți trebuie C-ul pentru tir. Păi și iau doar C-ul. Nu poți să iei fără B-ul. Păi dacă eu conduc tir și conduc mașină? Păi în ordine, frate, acum s-a dat lege fără B-ul ca să iei B-ul, că e o categorie mai ușoară și la B-ul treci la alea mai grele, la C-ul și la D-ul. Și dacă mi-au dar și poți C-ul... Dar poți să iei D-ul poți să le fără C-ul, adică să dai direct peste B-ul, să dai de D-ul, să urci pe autocare. Poți. Dar dacă iau... Dar nu poți să... Deci dacă iau A-ul, B-ul, poți să iau și C-ul, nu? Poți să iei și C-ul, poți să iei și D-ul. Ce categorie vrei tu? Dar să iei B-ul prima oară. E multe, frate. Multe categorii. Eu am dat, frate, trei clasei. Am dat și B-ul, părând C-ul, părând eu. Și le-am frate? Din prima, da. Bă, frate, o să încerc. Ai ceva sfaturi așa? Eu vreau ce sfaturi? Să ai... Păi de-aia iau. Ce nu? Dacă vrei să fuți și altă variantă, neapărat trebuie să faci trist. Mă, unde, frate, cu mopedul? Eu am de la cu trei roți. Te duci la tine în oraș, acolo unde pula calul ești, n-ai curve pe acolo, duci le pe tești, orică ești pe tine, orică ești acolo, pula mea. Pești de ăștia. La pești, la... La de-astea, la... Țigan de-aia. Păi și astea care pe drum crezi că nu are spate, crezi că e singure sau ce? Păi nu, dar astea te ia ăia dacă nu ți se are mai mulți bani. Au fost doi prieteni de-ai mei și le-a cerut mai mulți bani din ea. Aia, testat să vadă dacă de frică să sperie. De-aia pești de-aia și mie nu. Ai mei... Cu haladeala de-aia nei, da mă, dar știu ce zici. Ai mei au de-alea, frate. Și eu m-am jucat și de-astea cu volan, am volan, frate. Da, bă, știu ce zici. Dacă mă vezi cum țin volanul în mână, am cu pedale cu tot. Mă joc cu tirul. Am dus și eu de la Frankfurt la München, am pus și eu. Da, bă, nene. Bine, frate, atunci. Te pup. Bine, boss, atunci. Hai că ne mai auzim. Te salut.